În aplauzele voastre, el vine din Găiești. Let's give it up for Calin Petrisor! Și acum aș dori să-l chem pe adversarul său către colțul roșu. El vine din Timișoara. În aplauzele voastre pentru Daniel Corbeanu. Ladies and gentlemen, I present for you Daniel Corbeanu. All right, ladies and gentlemen, în colțul albastru, vârstă 22 de ani. Let's give it up. Let's get ready for the round one. Ok. Știți regulamentul? Succes! Judge, look up! Stop! Tempo! Hey! Team, look up! Acolo, hai tare! Blocăm alea! Am revenit la Dynamite Fighting Show cu un super fight la categoria mijlocie, 3 reprize de 3 minute. Un meci între Calin Petrisor și Daniel Corbeanu. Daniel Corbeanu cu mănuși roșii în stânga imagine acum. Poreclit hiena Daniel Corbeanu din Timișoara, 31 de ani, 53 de meciuri în total, 40 de victorii, 25 dintre acestea înainte de limită, cu 13 înfrângeri. Campion european super pro, multiplu campion național, vine de la M-Box Timișoara, antrenat de Mickey Will. Primul sport pe care l-a practicat, karate Shotokan, unul dintre cele mai populare stiluri de arte marțiale din România. De partea cealaltă, Calin Petrisor, poreclit knockout hunter, 22 de ani, mult mai tânăr, din Găiești, 70 de kilograme, 1,72 m, 28 de meciuri și pentru el, 24 de victorii, 10 dintre ele prin knockout, 4 înfrângeri, antrenat la Respect Gym Găiești de Dan Mocanu. Petrisor, nu faci bine ce faci. Foarte puternic acel high kick al lui Corbeanu. Conectează foarte bine. Și numărat Daniel Corbeanu. La jumătatea primei reprize a fost o lovitură care a străpuns garda lui Corbeanu. Și acum intră tare Petrisor. Avem un meci foarte spectaculos între doi sportivi experimentați. Foarte interesant că în acest moment în care nu avem spectatori în tribune, se aud foarte bine indicațiile de la margine. Putem afla ce este în mintea antrenorilor și mai mult decât atât ceea ce vor să comunice sportivilor. Și a revenit bine Daniel Corbeanu. A fost numărat, însă îl vedem acum punctând aproape de adversar. Chinuie pe acesta cu loviturile de braț. Nu-l văd bine pe Petrisor stând la acele lovituri, chiar dacă sunt primite prin gardă, o să-i slăbească. Oh, ce atac foarte bun
mult mai dinamic, mult mai exploziv în atacuri Calin Petrisor. La un milimetru a fost și o eschivă foarte bună după acest croșeu. O repriză excelentă cu doi sportivi, cum spuneam, foarte experimentați, o varietate mare de tehnici. Am avut și un knockdown. Excelentă primă repriză. Evident, o repriză câștigată clar de Calin Petrisor. A fost o numărătoare, am văzut această pușcă, această lovitură frontală cu piciorul din spate. A, nu, a fost un genunchi, superbă, superbă lovitură. Excelent, excelent. Am mai încercat de câteva ori. Și ne uităm, cum spuneam, ce diferit atacă Petrisor. Directe, croșee, variază nivelele, lovește la cap, lovește la burtă, lovește low kick, genunchi, care a fost lovitura de fapt care l-a trimis la podea pe Daniel Corbeanu. O evoluție spectaculoasă pentru Calin Petrisor, o evoluție foarte bună și pentru Daniel Corbeanu. A fost acel moment de neatenție, în momentul în care a fost surprins de acea lovitură de genunchi, unul dintre cele mai spectaculoase și mai tehnice meciuri din această seară. Am venit cu câteva categorii mai jos, suntem la categoria 70 de kilograme. Am avut până acum numai grei. Evident că dinamismul unui meci la această categorie este mult mai spectaculos. Corbeanu știe că trebuie să tragă tare și să revină. Are de recuperat acel knockdown. Bună frecvența amândurora. Sunt momente în care fiecare dintre ei trimite câte o lovitură și adversarul ripostează. O schimbare de gardă pentru moment a lui Corbeanu. Un plus la loviturile de braț pentru Calin Petrisor. Vedem în momentul în care trimite acele croșee, el deschide foarte mult, în special cu croșeul din spate. Același genunchi care l-a surprins în prima repriză. Urme vizibile pe fața lui Corbeanu. A început să curgă sângele din nasul acestuia. Nu știm dacă la prima lovitură din genunchi a fost pentru prima dată când i-a curs sângele în acest meci sau la această a doua lovitură de genunchi a lui Petrisor. Începe să rateze Corbeanu, se decentrează foarte mult pe lovituri, își dorește foarte mult să trimită o lovitură puternică, o lovitură de knockdown, dar în același timp începe să descentreze, să rateze ținta și să treacă foarte mult pe lângă aceasta. E greu să revină. Sunt momentele în care ești descoperit, ești și într-un unghi foarte prost și lovitura poate veni oricând. Schimb, contre din partea celor doi. Ultimul minut, unul dintre cele mai frumoase meciuri din această seară. Acțiune non-stop, cel puțin această repriză a doua. Ambii sportivi au aruncat multiple lovituri, lovituri de braț, lovituri de picior și parcă s-au hotărât să facă cu schimbul o serie unu, o serie celălalt. Foarte bun high kick, trimis dintr-o distanță scurtă, un nou genunchi, același genunchi care în prima repriză l-a aruncat la podea pe Corbeanu, vine și îl pune din nou lipit de podea. Se ridică acesta, excelentă evoluție a lui Petrisor. Ne apropiem de ultimele 10 secunde ale acestei reprize. Două knockdown-uri deja pentru Petrisor. Același genunchi insistă de data asta din săritură. O forfecare foarte bună. Simte parcă și Corbeanu că este seara lui Petrisor. Mai avem însă o repriză. Se poate întâmpla orice și de o parte și de cealaltă. Are însă o sarcină aproape imposibilă Corbeanu. Trebuie să-l facă knockout, să câștige prin knockout această ultimă rundă.
A fost un moment de, mi se pare, de desconsiderare din partea lui Corbeanu. A fost acea lovitură înaltă de picior, a fost un high kick pe care îl veți vedea aici. Trimis foarte bine. Corbeanu a părut că vrea să arate că nu-i pasă de acea lovitură. A rămas descoperit și a venit genunchiul lui Petrisor. Din nou din săritură. A mai fost și un croșeu care mai mult l-a împins la podea decât să-l percuteze foarte tare. Dan Mocanu, un antrenor foarte bun, școlit și el la Respect Gym, aceeași școală impusă de Alin Panaite, pe care Dan Mocanu și-a imprimat propriul stil și iată, îl vedem scoțând un sportiv care a impresionat foarte mult în această seară. Ultima repriză. Pare mai obosit Corbeanu. Evident că acele două knockdown-uri au contat foarte mult. Nu mai are de ce să forțeze Petrisor. Probabil că a și primit indicații de la margine să mențină o distanță mult mai mare. Îl vedem acum cu lovituri de distanță, cu lovituri lungi, trimite directe. A trimis lovituri de picior, însă nu pare să vrea să ducă acest match, să-l facă mult prea precaut și se aruncă asupra adversarului. Excelent, excelent. Vedem din partea colțului, din partea lui Mickey Vil, care aruncă prosopul. Ce victorie frumoasă pentru Calin Petrisor. Impresionant, sincer, de ani buni nu am mai văzut o evoluție atât de impresionantă a unui sportiv care la doar 22 de ani face un meci mare. A reușit să își pună adversarul în dificultate în toate cele trei reprize, unde spuneam că duce niște atacuri lungi. Îl vedem aruncându-se asupra adversarului, croșet la corp și din nou același genunchi din săritură. Îl caută să-l deschide și deja Corbeanu nu mai poate și o mișcare foarte bună de la colțul său, un prosop care vine să-l salveze. Și victorie prin knockout tehnic pentru Calin Petrisor. Vom reveni în scurt timp.